Astăzi, 50 de ani, aniversarea nu trece neobservată, chiar dacă nu vine într-un moment prea fericit, ci într-o perioadă de turbulențe economice și politice. Ieri, Obama și-a tratat colaboratorii într-un restaurant cu hamburgeri, iar apoi a fost sărbătorit de simpatizanți la Chicago, orașul unde și-a început cariera politică. Barack Obama nu are prea multe motive să se bucure la împlinirea vârstei de 50 de ani. Chiar dacă a scăpat de amenințarea unei crize a datoriei publice, situația economiei americane rămâne marcată de stagnare și șomaj, iar popularitatea președintelui a scăzut la cote alarmante. Ca să mai uite de probleme, Obama s-a relaxat, așa cum a făcut-o și altă dată, într-un restaurant fără pretenții din Washington. El a tratat cu hamburgeri și cartofi prăjiți câțiva colaboratori care au muncit din greu negocierea acordului cu republicanii pentru ridicarea plafonului de îndatorare și, bineînțeles, a profitat de ocazie pentru o mică baie de mulțime. Președintele s-a deplasat apoi la Chicago pentru a relua o activitate în care rămâne greu de egalat, cea de vedeta adunărilor de colectare de fonduri pentru partid. Dar de această dată, adunarea s-a transformat într-o petrecere de aniversare. Happy birthday! Cântăreța Jennifer Hudson a fost cea care a dat tonul tradiționalelor urări muzicale. Pianistul Herbie Hancock s-a numărat și el printre artiștii invitați la evenimentul prezidat de primarul orașului, Rahm Emanuel, fostul șef de cabinet al lui Obama. Președintele s-a adresat de asemenea prin videoconferință participanților la cele peste 1000 de petreceri organizate în toată țara cu ocazia aniversării sale. Guvernul din Ungaria vrea ca băncile să-i mai